Iubiți credincioși, vom citi sinaxarul din această zi, de la 1 octombrie 2020, din prologele Sfântului Nicolae de Ohrida. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, sinaxar 1 octombrie. Pomenirea Sfântului acoperământ al preasfintei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Din vremurile cele mai vechi, biserica a cinstit-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca patroană și apărătoare a poporului creștinesc de pretutindeni, care prin rugăciunile și ei mijlocitoare cheamă mila Fiului ei asupra noastră a păcătoșilor. Ajutorul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu s-a arătat limpede și mereu de-a lungul timpului, atât către persoane, cât și către comunități de oameni și popoare, pe timp de pace și în timp de război, în pustiile sihaștilor și în mijlocul cetăților și în vuietul lumii, evenimentul pe care îl prăznuiește astăzi Biserica Ortodoxă de pretutindeni confirmă limpede că Maica Domnului este pururea apărătoare a poporului creștinesc. Pe ziua de 1 octombrie anului 911, în timpul domniei lui Leon cel Înțelept, se făcea la Sfânta Biserică a Vlahernelor din Constantinopol priveghere de toată noaptea. Biserica era plină de popor. Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos stătea într-un ungher mai în spate, împreună cu ucenicul său, Sfântul Epifanie. La ora 4 dimineața, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a arătat înaintea poporului, stând în văzduh, ținându-și pomoforul împins ca un acoperământ deasupra capetelor credincioșilor. Era îmbrăcată în purpură încrustată cu aur și strălucea în lumină negrăită. În jurul ei se aflau apostolii, sfinții, mucenicii și fecioarele. Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, a zis către ucenicul său iubit, Sfântul Epifanie, o vezi, frate, pe împărăteasa și Doamna noastră a tuturor, cum se roagă pentru întreaga lume? Iar Epifanie a zis, o văd, părinte, și mă minunez. Aceasta este evenimentul pe care îl prăznuiește biserica astăzi. Eveniment ce a instituit sărbătoarea cinstitului acoperământ al preasfintei născătoare de Dumnezeu, pe a ține mintea pururea că prin a noastră smerită nevoință și rugăciune putem primi și noi în greutățile noastre neîncetatul ajutor al Doamnei și Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea, cea care ne acoperă pe noi cu cinstitul ei acoperământ. Pomenirea Sfântului Apostol Anania. Sfântul Anania a fost unul dintre cei 70 de apostoli mici. El a fost episcopul cetății Damascului după Sfânta Descoperire și Sfântul Îndemn al Domnului nostru Iisus Hristos. El este acela care l-a botezat pe prigonitorul creștinilor Saul într-un Sfântul Pavel de mai târziu, Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 10 până la 17. Datorită marii lui râvne pentru sfințenia Sfintei Credințe, Sfântul Apostol Anania a fost omorât cu pietre în cetatea Eleftheropolis. Astăzi Eleftheropolis se numește Aman, este capitala statului țării Iordania. Sfintele lui Moaște au fost aduse la Damasc, iar mai apoi la Constantinopol. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Roman Melodu. Sfântul Roman Melodu s-a născut în cetatea siriană Emesa. El a fost mai întâi paraclisier în Beirut, iar după aceea a slujit ca paraclisier la Catedrala Metropolitană din Constantinopol în timpul Patriarhului Eftimie, pe la 490-504. El nu era un om educat și nici nu cunoștea arta cântării bisericești. Și din această pricină era defăimat și disprețuit de Sfințitul Cler, care erau cu toții oameni foarte educați și învățați. Sfântul Roman, pentru aceasta, a plâns odată foarte mult cu fața la pământ înaintea Maicii Domnului.
Atunci ea i s-a arătat lui și a dat un mic sul de hârtie, poruncindu-l să-l înghită. A doua zi era slăvitul praznic al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Roman a urcat la locul cuvenit cantorului la învol și a cântat cu glas îngeresc cântarea Fecioara astăzi, adică care este condacul praznicului. Toți au rămas fără grai, auzind dumnezeiasca cântarea lui. Astfel s-a văzut harul de mare poet a Sfântului Roman, primind de la însăși împărăteasa cerurilor. Sfântul Roman a alcătuit peste 1000 de condace. El s-a săvârșit către Domnul ca diacon al Bisericii Celei Mari, Agia Sofia din Constantinopol, și s-a adăugat corurilor îngerești la anul 510. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Preacuviosului Părinții nostru Ioan Cucuzel. Acesta a fost de neam slab din cetatea Dracium, din Bulgaria de astăzi. El și-a fost de foarte tânăr luat la școala de muzică din Constantinopol, unde s-a făcut mai întâi cel mai iubit cântăreț al curții imperiale. Dar temându-se de lingușirile și laudele oamenilor, Ioan a fugit la Sfântul Munte și s-a ascuns în Marea Lavră. Ca păstor umil de oi, de fapt el păștea țapii mănăstirii, el a dus viață de mari și neobișnuite nevoințe. Maica Domnului s-a arătat lui în două rânduri și el s-a săvârșit către Domnul în veacul al XII-lea. Preacuviosul Părinte Grigorie, el a fost monah în Marea Lavră în veacul al XIV-lea. Cântare, tot el este convenit astăzi împreună cu Ioan Cucuzel. Cântare de laudă la Sfântul Preacuvios Părinte Roman Melodul. La Sfânta Slujbă, fericitul Roman în amvon urcă și cu glas îngeresc începe sfântă cântare el să cânte. Fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă naște și pământul peștera celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii doxologesc și magii cu steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci. Auzind cântarea sfântă, inima poporului se umple de bucurie, iar fețele lor strălucesc de uimire. Slavă Maicii Preasfinte a lui Dumnezeu, slavă Doamnei și Împărătesei Lumii, care ascultă grabnic și plinește rugăciunile cu lacrimi ale celor credincioși. Cugetare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu s-a arătat adesea credincioșilor aflați în mari nevoie. Uneori ca să-i întărească mai departe pe calea aspirilor nevoințe, alteori ca să-i vindece de boală sau să le descopere anumite taine de neapărată trebuință a sufletelor lor. În Marea Lavră din Sfântul Munte au avut loc două astfel minunate arătări asemănătoare între ele. În timpul Sfântului și Marelui Post, la vremea cântării Acatistului celui Mare, Sfântul Ioan Cucuzel ședea în biserică, obosit, înaintea icoanei Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, și cum ședea adormit. Chiar atunci, cea sfântă și prea curată i s-a arătat lui și a zis: bucură-te, Ioane, cântă, și nu înceta cânta, căci iată, pentru aceasta eu voi fi cu tine pururea. Zicând aceasta, i-a pus un ban de aur în mâna Sfântului Ioan. Când s-a trezit din ațipire, iată, banul de aur era în palma lui. După aceea, nenumărate minuni s-au lucrat la Sfânta Icoana Maicii Domnului numită Cucuzelița, precum și de la banul de aur dăruit de ea Sfântul Ioan Cucuzel. A doua arătare s-a făcut înaintea lui Sfântului Grigorie Monahul, care ca și Sfântul Ioan Cucuzel era cântăresc, cantor bisericesc.
Patriarhul Calistos se hotărâse ca la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare să se cânte cântarea în cinstea Maicii Domnului, de tine se bucură, în loc de obișnuita cântare, cuvine-se cu adevărat. Dar succesorul său, Patriarhul Filotei, a anulat hotărârea înaintașului său și a poruncit să se cânte din nou, cuvine-se cu adevărat, ca la toate sfintele liturghii de peste ani, ca fiind o cântare mai scurtă. Cu toate acestea, la vecernia botezului Domnului, de față fiind Patriarhul Alexandriei, Sfântul Grigorie a cântat după vechea rânduială, de tine se bucură. Îndată după aceea, cea sfântă și preacurată s-a arătat lui, precum odinioară Sfântului Ioan cu Cuzel, și a dorit și lui un galben de aur și a zis, Maica Domnului, recunoscător sunt pentru cântarea aceasta pe care o aduci cinstirii mele. De la acea slăvită minune s-a obișnuit ca totdeauna la liturghia Sfântului Vasile cel Mare să se cânte cântarea în cinstea Maicii Domnului, de tine se bucură. Luare aminte. Să luăm aminte la regele Ahaz și la pedepsele lui Dumnezeu asupra lui. 2 Paralipomena 28. La cum toată viața lui Ahaz a făcut rele înaintea lui Dumnezeu, la cum el a ridicat idoli la toate răspântile din Ierusalim și tot ținutul s-a închinat lor, la cum a fost biruit în toate numeroasele războaie pe care le-a purtat, la cum s-a pustit țara din pricina aceasta, la cum 100.000 de oameni buni de luptă ai lui au fost uciși, la cum toți atâția la număr au fost duși în robie, predică despre bărbatul fericit. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Psalmul 1:1. Fraților, fericit este acela cărui inimă nu s-a învârtoșat atât de tare de păcat, încât auzind cuvintele grăite de însuși Domnul Iisus prin prorocul, să nu le pună în practica vieții lui de zi cu zi. Necredincioși sunt aceia care tot timpul gândesc împotriva lui Dumnezeu și a voii lui. Păcătoși sunt aceia care umblă pururea în căile poftilor lor, iar gândurile lor sunt împotriva voii lui Dumnezeu și a legii lui. Huritori sunt aceia care se ucid pe ei înșiși și pe alții cu faptele cele rele. Pericolul acesta mai întâi vine de la sfatul necredinciosului, adică de la oamenii răi sau fie de la gândurile rele. Apoi vine de la lucrarea păcatului cu fapta, iar până la urmă păcătosul nepocăit se face zminteală și pildă rea pentru cei din prejurul lui. Prin urmare, fericit bărbatul care nu se pleacă la sfatul necredincioșilor, nici la gândurile necredincioase, ci ajunge lui spre mântuire legea lui Dumnezeu. Fericit bărbatul care n-a făcut niciodată nici măcar un pas în calea necredincioșilor, iar dacă s-a întâmplat să-l facă, s-a pocăit de aceasta cu amar. El s-a întors repede la calea de-a vieții, care este calea Domnului. Fericit bărbatul care n-a șezut împreună cu hulitorul sufletelor nevinovate, care prin hulirile lui vatăm astfel de suflete, căci este scris despre cei mintitori. Iată, pe cine va zminti pe unul dintre aceștia mai mici, care cred în mine, mai bine ar fi lui să-și atârne de gât o piață de moară și să fie afundat în adâncul mării. Matei, capitolul 18, versetul 6. O, fraților, fericiți sunteți voi toți, bărbați și femei, care cu grijă pururea vă feriți de aceste trei rele, de sfaturi și de gânduri necredincioase, de fapte păcătoase și de zmintelile altora. Aceste trei rele sunt ca niște șerpi veninoși care din pui de șarpe se fac cumpliți balauri. O, Stăpâne, Făcătorul nostru, Cela ce ești binecuvântat și prea slăvit, ajută-ne nouă prin puterea Ta cea mare și prin bunătatea Ta
să ne mântuim sufletele de șarpele cel rău, pe care Tu, Doamne Iisuse Hristoase, l-ai călcat cu arma cinstitei și nebiruitei Tale cruci. Ajută-ne nouă ca urechi să avem pentru sfânt cuvântul Tău, ca să putem numai în calea Ta să umblăm și să strălucim cu nevoința asemănării celei întru Tine. Că Ție se cuvine slava, cinstea, închinarea și mulțumita în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.